Ediția din acest an a Târgului de Mărțișoare a adus în prim plan podoabe inedite, mărțișoarele comestibile din marțipan și turtă dulce, alături de mărțișoarele din materiale ce provin din natură, iască, ghindă și iarbă, au fost vedetele târgului organizat pe data de 25 februarie în incinta Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj. Peste 200 de meșteri populari și elevi de la școlile din județ au întâmpinat primăvara prin confecționarea de mărțișoare tradiționale pe care le-au expus pentru public. Cu cine ne întâlnim astăzi aici la târg? Învățătoarea Lupa Șinez de la școala Porolisum și copilașii mei din clasa 1 și clasa 3-a A. Ce anume ați realizat pentru acest târg? Mărțișoare din ghinde, lemn, nuci, semințe, niște omuleți pe lemn, tot așa din ghinde, semințe, sâmburi, scoici și flori de pai. Pe scurt, oarecum, materiale pe care le găsim în natură. Da, pe toate le găsim în natură. Cât de greu este să confecționezi din astfel de lucruri mărțișoare? Nu e atât de greu să confecționăm, mai greu e să adunăm materialele. Aceasta e operația cea mai lungă. De fiecare dată când mergem în pădure, venim de acolo cu ghinde, cu jir, cu conuri, cu iască. Și când facem compoturi, păstrăm sâmburii și semințele ca apoi să le asamblăm. Să înțeleg că acest lucru i-ați învățat și pe copii. Da. Sper că i-am învățat și lor le place foarte mult să lucreze. Și cât se poate, aș vrea să lucrăm tot din materiale naturale. Ne place mai mult decât ceea ce e din plastic. Aveți experiența și târgurilor trecute. Cum credeți că va decurge acest târg? A mai fost și anul trecut și acum 2 ani cu copilașii. Eu sper să avem vânzare bună, dar chiar dacă nu vindem așa mult, copiii se bucură de experiența târgului. Să vină aici, să vadă ce au făcut și ceilalți, să mai învățăm. Ne uităm întotdeauna și la ce expun ceilalți copii de la alte școli, să mai învățăm și noi. Mulțumim tare mult, mult succes în continuare. Mulțumim. Suntem școala gimnazială numărul 1 a Griș și în cadrul acestui eveniment elevii școlii împreună cu dascălii au împletit cu atâta maestrie și cu atâta dragoste aceste mărțișoare pentru mame, pentru femei, pentru toți cei dragi, aducând și punând tot sufletul și toată iubirea în aceste lucruri minunate pe care le-au făcut. Precum vedeți, avem felicitări, avem mărțișoare, avem copii deosebiți, avem dascăli deosebiți care s-au ocupat de acești copii și ne bucurăm și mulțumim Centrului de Cultură pentru această invitație. Vă mulțumim, vă urăm o primăvară deosebit de frumoasă, cu multă iubire! Astăzi, de la Mirșit, cu ce anume ne surprindeți la târg? Mărțișoare croșetate. Este prima dată când participăm la acest târg și ne-am gândit să învățăm și copiii să croșeteze. Chiar am avut o șezătoare înainte de târgul acesta, în care am învățat femei mai bătrâne din sat, împreună cu copii, am învățat să croșetăm și am zis să venim și noi la târg. Așa a fost anul acesta ideea noastră. Așadar, copiii au venit la bibliotecă și iată, au învățat cum să realizeze aceste mărțișoare. Care este diferența mărțișorului normal față de acest mărțișor, iată, care este croșetat? Bunicile și mamele noastre nu au cumpărat mărțișor din magazin. Au făcut și ni se par mult mai prețioase astea și mai originale. Câtă muncă se află în spatele acestora? Destul de multă, dar dacă e făcută cu dragoste, nu se mai simte munca. E o plăcere. Vreau să vă întreb cum a reacționat generația tânără în momentul în care, iată, i-ați învățat o tehnică nouă pentru ei. Să știți că au fost foarte receptivi, iar ne-am bucurat. Mai stângași la început, dar le place. Și doamna bibliotecară, mulțumită dânsei, se implică inclusiv femei foarte bătrâne de la noi din sat, care sunt dispuse să învețe tânăra generație. Așadar, vreți să duceți proiectul mai departe? Da, da, cu tot dragul. O susținem pe doamna bibliotecară, datorită dânsei suntem aici și cu mare drag oricând.
la ce stand ne aflăm, pentru că aici sunt mărțișoare inedite? Liceului Tehnologic Voievodul Gelu, unde aveți, vă prezentăm niște mărțișoare comestibile, făcute din turtă dulce și marțipan. Bun, vreau să ne spuneți câtă muncă de fapt este în spatele acestor mărțișoare. Este multă muncă. Am stat destul de mult pe ele. Să înțeleg că sunt într-adevăr mărțișoare comestibile. Da. Sunt foarte frumoase, din marțipan, turtă dulce. Este prima oară în care realizați astfel de mărțișoare? Nu, nu. Și anul trecut am mai făcut. Dar aveți experiența târgurilor trecute. Cum credeți că va evolua acest târg? Veți avea trecere la aceste mărțișoare? Da, vom avea. Cu siguranță că sunt ceva inedit, la fel ca și anii trecuți. Vă aflați la standul Liceului de Arte Ioan Sima. Ce ne surprindeți de această dată voi artiștii, iată, care v-ați prezentat la târg? De, în acest an am ales să facem ceva unicat, ceva ce nu s-a mai făcut. Am făcut mărțișoare din materiale ecologice, tradiționale, acelea sunt. Sunt confecționate din sare, făină și apă, cu caricaturi, că normal suntem la liceu de artă și trebuie să aducem ceva de acolo, cu tablouri și lucru manual și cu Fimo. Aveți experiența anilor trecuți, ce credeți? Va fi un stand atrăgător pentru ceilalți și atractiv? Avem ceva experiență și sperăm să fie ceva nou și să le placă celorlalți ce am adus de data aceasta. Unde ne aflăm, la ce stand și cu ce anume v-ați prezentat astăzi aici? Bună ziua, suntem de la Complexul de Servicii Sociale numărul 1 din Zalău. Am venit la acest târg de mărțișoare cu o parte dintre copii și cu colega mea. Copiii au confecționat mărțișoare, coșulețe, felicitări. Ei le-au realizat din etamină, hârtie creponată, hârtie cartonată, șnururi, felicitări și săpunuri, coșulețe confecționate din săpun. Aveți experiența și târgurilor trecute? Da, a mai fost anul trecut. Ce credeți? O să fie un stand atractiv și veți avea vânzare în acest an? Da, deja am început să avem vânzare. Da, eu cred că da, o să avem succes în anul acesta. Cu cine vorbim? Mă numesc Fenninger Irita Margareta, suntem de la Complexul de Servicii Sociale, CEU Sivaniei. Am creat împreună cu alți copii mărțișoare confecționate din quilling sau flamo, aici. Așa. Toți am contribuit la activitate, lucrăm într-un atelier de creație cu doamna Zoia Silav și suntem mândri de noi și de tot ceea ce realizăm împreună și ne face onoare să venim aici împreună să împărțim și bucurim. Aici am făcut tablouri, tot din quilling. Noi suntem unele reprezentante care am muncit și mai sunt și alți copii, adică toți de acolo am lucrat. Vreau să spui câtă muncă, de fapt, se află în spatele acestor materiale. Câtă muncă? Ne-a luat să facem, de exemplu, vreo 15-10 minute aici, la diferite mărțișoare. O oră, două, stăm în atelier, fiecare contribuim. Astăzi, cu ce anume v-ați prezentat, iată, de la liceul din Sâg, aici la Zalău? Astăzi ne-am prezentat cu mărțișoare făcute din tehnica quilling și mărțișoare croșetate. Am făcut și modele de buburuze pictate de noi, de copii. Felicitări tot din quilling, din tehnica quilling. Așa că vă poftim să cumpărați! Astăzi ați venit îmbrăcat în costum popular. Costum tradițional. Specific de acolo, da, din Sâg? Da, de pe zona, de pe izvoarele Barcăului. Ce înseamnă pentru voi acest costum popular? Înseamnă, deci,
Bunicii noștri, toți au purtat aceste costume și noi ne mândrim cu costumele acestea populare. Cine sunteți în primul rând și cu ce v-ați prezentat la târg? Bună ziua, mă numesc Pușcaș Laurean Mihai. Sunt șeful de centru de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsiatrică Jibou din cadrul DGASPC Sălaj și astăzi împreună cu colegii mei și doi dintre asistații unității am venit să prezentăm o parte din lucrurile pe care ei le-au făcut în această perioadă, lucruri care, sub îndrumarea instructorilor de ergoterapie, sunt realizate de către majoritatea asistaților care participă în mod organizat la programul de ergoterapie. Sau... Putem să spunem, iată că la Jibou acest cuvânt dizabilitate devine abilitate? Eu zic că da. Eu zic că da, sub strădania colegilor mei. O echipă profesionistă și am avut, vreau să menționez că în 6 decembrie a fost ziua porților deschise. În fiecare an este o tradiție și anul care, în ediția următoare o să fiți invitați și dumneavoastră. Am invitat și oficialitățile orașului și a municipiului. De data aceea au fost alte produse, acum ne-am prezentat cu produsele care dumneavoastră le aveți de față. Mulțumim tare mult și mult succes aveți acolo la Jibou pentru că aveți nevoie și mult spor! Mulțumim pentru urările făcute și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să creăm un climat familial beneficiarilor unității pentru că este nevoie mai mult decât orice de un mediu și un climat familial. Cine sunteți și cu ce v-ați prezentat astăzi la târg? Bună ziua, mă numesc Ana Nicorici și sunt de la Școala Gimnazială Horatu Crasnei cu structura Stârciu. Ne-am prezentat la acest târg cu lucrări făcute de elevi, pictură, croșetat și lipire de hârtie, împletit prin tehnicile quilling și doar răsucire. Mărțișoarele și lucrările sunt realizate în proporție de 90% de elevi. Noi doar am coordonat aceste activități. Aveți și experiența târgurilor trecute? Da, am fost... Cum credeți că va decurge acest târg? Nu știu, o să vedem cum o să treacă și acesta. Celălalt a fost chiar foarte, foarte ok. Cu cine vorbim? Vorbesc cu Irina Remeș. Vreau să ne spui, ce școală reprezinți tu astăzi și cu ce anume te-ai prezentat la târg? Eu reprezint școala Bocșa Sălaj și astăzi m-am prezentat cu mărțișoare din ață și lemn. Realizate de către cine? De către mine, sora mea și mama mea. Foarte frumos, așadar o tradiție în familie să faceți astfel de mărțișoare. Ce muncă se află în spatele acestora? Multă muncă, mult. Aproape 3 zile. Tehnicile sunt grele până ați realizat aceste, pe care le-ați aplicat până ați realizat aceste mărțișoare? Nu chiar așa de greu. Nu este chiar așa de greu. Să ai mult spor și succes! Mulțumesc! Suntem echipa Mugur de Primăvară de la Școala Gimnazială Vasile Breban Crișeni și am venit cu niște mărțișoare pregătite de noi din diferite materiale. Avem din sârmă și ojă. Aici avem din semințe de dovleac și ojă, la fel. Aici sunt ceva din burete, aici din mărgeluțe și cam atât. Ce credeți? O să fie lumea interesată de produsele voastre astăzi? Sperăm să fie, cât mai mult. Iată că ne întâlnim și la acest târg. Cu ce anume ne surprindeți de această dată? Da, am venit cu mărțișoare să simbolizăm primăvara. Sunt croșetate de mână, toate sunt lucrate manual. Câteva felicitări. Am adus brățări, mărgeluțe. Astea sunt de pus pe ușă ca să simbolizeze primăvara. Când intrăm să vedem că a sosit primăvara și să ne simțim bine și... Așadar, toate aceste produse sunt realizate acolo, în atelierul din Dragu, să înțeleg. Da, da, la Dragu, acolo. De acolo am venit cu drag, de la drag, să vă aducem un simbol al primăverii. Se muncește intens acolo, în atelierul de la Dragu, să înțeleg. Da, da, acolo facem costume populare, catrințe, fiecare ce dorește, ca să păstrăm tradiția.
Mulțumim tare mult, să aveți spor și succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Cu cine vorbim? Bună ziua, numele meu este Andreea Bejan, sunt din partea Asociației Societatea Handicapaților Zalău și alături de mine este tânăra care lucrează de zor la Mărțișoare, Roxana. Vreau să ne spuneți cu ce anume v-ați prezentat astăzi inedit aici la târg. Ceva nou, probabil semnele de carte și ceva vechi și original și tradițional, mărțișoarele. Inedit la mărțișoare, zic eu, faptul că sunt realizate pe etamină din plastic, pe plasă din plastic și brodate cu mâna, semn de cruce. Așadar, muncă mult acolo. Muncă multă, exact, dar foarte frumos. Finalul, rezultatul. Mulțumim tare mult, să aveți spor acolo la centru și succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc mult, mulțumim mult. Acești mici confecționari, dacă pot să spun așa, de mărțișoare, de unde vin? Din Zalău. De la ce școală? De la liceu Sfântul Nicolae. Vreau să ne spuneți, cu ce anume v-ați prezentat voi astăzi la târg? Cu mărțișoare făcute din quilling și picturi pe folie de aluminiu. Cum credeți că va decurge acest târg? Aceste produse ale voastre vor avea trecere? Da. Vor avea. Cu cine vorbim și pe cine reprezintă astăzi aici la târg? Eu mă numesc Răchizean Mihaela și reprezint Complexul de Servicii Sociale Jibou. Cu ce anume v-ați prezentat aici la târg? Cu mărțișoare făcute de mână. Sunt din gips, din hârtie. Cine anume a muncit pentru toate aceste mărțișoare? Complexul. Noi copiii. Câtă muncă se află în spatele realizării acestor mărțișoare? Este cam complicat să realizez gipsul ăsta și mărțișoarele. Bună ziua, cu cine vorbim? Bună ziua, cu elevii de la Liceul Tehnologic numărul 1 Sărmășan. Vreau să ne spuneți, cu ce v-ați prezentat voi astăzi aici la târg? Mărțișoare cu sute de noi. Am deschis un proiect la noi la școală, Zestre Contemporane se numește, și am venit aici. Vreau să spuneți, de fapt, ce se află în spatele acestor mărțișoare, câtă muncă și ce fel de muncă până la urmă? Păi, destul de multă muncă, dar ne place să facem. Ne-a învățat doamna dirigintă cum să lucrăm. Unele sunt grele de făcut, altele sunt ușoare, dar ne place, ne relaxăm. Mulțumim tare mult și mult succes și spor în edițiile viitoare. Mulțumim frumos! Astăzi de la CISER, cu ce anume ne surprindeți la acest târg? Mărțișoare realizate de către elevii școlii gimnaziale Horea CISER cu metoda Quilin. Metodă ușoară, grea? Pentru începători este mai greu, dar pentru cei care deja au experiență, nu este ceva greu de realizat. Ce perioadă ați muncit pentru a realiza aceste mărțișoare? Am început de la începutul lunii februarie. Ne-am organizat cu elevii școlii și au realizat destul de multe mărțișoare. Destul de frumoase, chiar pot să zic. Ne-au surprins că au realizat ceva foarte frumos. Așadar, ei sunt deschiși înspre a învăța lucruri. Da, sigur. Elevi din trei clase, a cincea, a șasea și a șaptea, au realizat aceste mărțișoare împreună cu cadrele didactice. Cum credeți, vor avea trecere aceste mărțișoare la acest târg? Deja au avut trecere o jumătate din ele, mai așteptăm și alți clienți să se bucure de ele. Mulțumim tare mult, să aveți spor și succes și toate cele bune acolo la CISER. Da, și dumneavoastră. Da, și mlău Silvaniei, de fiecare dată ne surprindeți cu lucruri inedite, de această dată cu ce anume vă prezentați? Bună ziua, mă numesc Prisăcaru Ileana, educator la centru de zi din cadrul Complexului de Servicii Sociale și Mleu. Cam fiecare an, venim a treia oară, am zis să îndulcim puțin atmosfera, să ne prezentăm cu mărțișoare dulci, comestibile, pe care elevele noastre care frecventează școala gimnazială Silvania le-au preparat sub îndrumarea doamnelor educatoare.
Pe lângă mărțișoarele dulci, mai avem mărțișoare de quilling, felicitări, coșulețe, iar la atelierele noastre protejate din cadrul complexului se efectuează diferite lucrări din lemn, croitorie, coșulețe pentru pâine, tablouri confecționate din nasturi. Și cam atât. Lucruri inedite, așadar. Da, încercăm să venim în fiecare an cu ceva nou. E o experiență frumoasă. Copiii sunt încântați că lucrurile lor sunt prezentate și în altă parte și sunt văzute și de alte lume. Și se bucură să participe la acest târg. Mulțumim tare mult! Spor, succes și tot ceea ce vă doriți acolo la Șimleu Silva. Mulțumim, mulțumim! Cu cine stăm de vorbă și ce instituție reprezinți tu astăzi? Mă numesc Pușca și Manuela Ana și venim din la școala gimnazială numărul 1 Dobrin. Cu ce anume vă prezentați astăzi la târg și cu ce vreți să ne surprindeți? Am pregătit foarte multe mărțișoare cu diferite teme, flori, ghiocei, inimi, tot felul de teme, tot felul de mărțișoare foarte frumoase. Și ce credeți? Vor avea trecere aceste mărțișoare? Nu știm, că este destul de multă lume, sunt foarte multe mărțișoare, să sperăm. Vreau să ne spui, câtă muncă de fapt se află în spatele acestor mărțișoare? Cât ai muncit tu pentru ele? Foarte mult. Foarte mult timp. A fost o muncă plăcută, o muncă grea? Ușoară, foarte ușoară. Mulțumim tare mult, să aveți succes! Mulțumim! Doamna Grațiana, cu ce ne surprindeți de această dată? Eu bine ați venit, mă bucur enorm de mult că ne întâlnim iară la mărțișor. Adică, tradiția nu moare. Și asta e un lucru care pe mine îmi crește sufletul. Când am pornit, știți bine, că erați aici acum 6-7 ani, da? Era foarte puțină lume. Uite, acum s-au inspirat profesorii de la școli, ceea ce mă impresionează foarte mult. Am băieți, deci nu numai fetele știu lucra, știu și băieți lucra, care fac parte din grupul Poiana. Și uite, i-am adus cu mine, confecționăm tradițional, bineînțeles. Am pus și, vreau să vă spun, lână. Deci asta este un simbol care aduce îmbunătățire, din care țăranul român își face haine, da? O să fac lanul din cânepă ca să demonstrăm că așa făceau mai de mult. Nu era atât de bijuterii. Era bănuțul ăla de aur, cine l-avea, dar nu l-avea toată lumea. Iar pe dos, ia spune tu ce scrie pe dos la mărțășorul ăsta, nu? Mă numesc Mihai și Alexandru, sunt din statul Ciumărna și am venit cu mărțișoare. Și aici, în spatele mărțișorului, scrie povestea mărțișorului. Deci în spatele mărțișorului scrie. Este povestea mărțișorului. Ca să nu vorbim mai mult, cine cumpără un mărțișor de la noi știe toată povestea. Rareș Filip este tot din satul Ciumărna? Spune și tu două, trei cuvinte. Eu mă numesc Rareș Filip, fac parte din grupul Poiana, din satul Ciumărna. Îmi place foarte mult. Îmi place tot ce face. Și am o mulțumire sufletească că am o grămadă de copii pe care i-am învățat să facă lucruri frumoase și mă mândresc. Mulțumim tare mult, doamna Grațiana, să aveți spor și succes în tot ceea ce faceți acolo la Ciumărna. Mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. În primul rând, cu cine vorbim? Cu Lina Niste, sunt din Zalău. Vreau să ne spuneți cu ce v-ați prezentat inedit astăzi la... Da, cam inedit este, într-adevăr. Am făcut ceva mărțișoare, le-am reinventat un pic, care se pot putea efectiv tot anul. Toată perioada anului sunt niște pandative lucrate de mână, pandative, ciorceluși, nenușe, și motive tradiționale pe ele inclusiv și sunt foarte drăguțe, zic eu. Sper să placă la toată lumea. Câtă muncă se află în aceste... Muncă foarte multă, deoarece sunt făcute manual și sunt cusute, pe urmă trebuie confecționat un șablon care se lipește pe acest pandativ. Deci munca este foarte multă. Dar când o faci cu plăcere, deja nu mai contează. Mult succes și spor în tot ceea ce faceți. Mult. De la Cizer, cu ce ne surprindeți? Bună ziua, suntem Ștefania Criste și cu mama, împreună cu mama, Florica Criste și băiatul meu Ștefan. Și anul ăsta, ca și în fiecare an, am venit cu câteva mărțișoare, dacă e totuși luna lor.
și pe lângă mărțișoare, niște brățăruțe, cine nu vrea neapărat mărțișor, și câteva cadouri de 8 martie, un colier frumos pentru Ie, că se poartă, sau pentru orice altă bluzică și le împachetăm în pliculețe de pânză cu sute manual, ca să fie cât mai tradițional și cât mai aproape de autentic. Este o tradiție în familie, să înțeleg, de a confecționa astfel de lucruri? Da, suntem meșteri populari și eu și mama. Facem și costume populare și podoabe. Și nu numai din mărgele, ci chiar și muruni și clop cu struți, în funcție de materialele care le găsim. Materialele se găsesc mai greu, dar încercăm să ne adaptăm. Mulțumim tare mult, să aveți spor și succes acolo la Cizer. Cu mult drag, Doamne ajută, și vă așteptăm la Cizer. Domnule director, câteva idei despre ediția din acest an, care, iată, este în plină desfășurare a Târgului de Mărțișoare. Ne bucurăm că pentru a 7-a oară putem să organizăm acest târg de mărțișoare tradiționale. Un eveniment organizat de instituția noastră, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, a Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului. Este ediția cu cea mai numeroasă participare, sunt aproximativ 210 de participanți, atât din școli din județ, din Zalău și din județ, de la centre sociale ale Consiliului Județean Sălaj, meșteri populari. Una peste alta, ne bucurăm că și în acest fel putem să semnalăm venirea primăverii, o primăvară pe care o așteptăm și în alte domenii, nu numai în cel pe care l-am marcat astăzi. Ajuns la cea de-a 7-a ediție, Târgul de Mărțișoare Tradiționale a fost organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.